Suntem bucuroși să vă avem alături la Biblioteca Centrală, Biblioteca Municipală Bogdan Petrice cu HD. De data aceasta, invitatul nostru este domnul Valeriu Herța. Un om care este cunoscut în lumea bibliotecii pentru că foarte multe cărți și coperți au apărut anume lecturate de dumnealui și pe urmă, bineînțeles, făcându-i coperta. Un exemplu de acest fel ar fi alt portret din profil cultural al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrice cu HD, semnat de Valeriu Rață. Domnul Valeriu Herța este cunoscut și în lumea studenților, pentru că este lector neobosit, care are niște cursuri foarte interesante, vom vorbi despre aceasta un pic mai târziu, la Universitatea de Stat, Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Este important să valorificăm că lucrările sale se află în colecțiile personale a multor din multe state. Vreau să vă spun că dacă am fi aici într-un spațiu meteorologic, în plin sens al cuvântului, atunci vom putea să le valorificăm. Totuși, de curiozitate, vreau să le specific. Este vorba de Argentina, Canada, Rusia, Franța, Italia, Belgia, România, SUA, Portugalia, Japonia, Croația, Danemarca. Poate și încă pe undeva care colecționarii s-au mai mutat cu locurile sau le-au cumpărat în acea zonă și pe urmă au decis să călătorească împreună cu tablourile dumneavoastră. Este un moment foarte, foarte important și tot ceva ce vă reprezintă, pentru că este firesc acest moment, să vedem și cum vă văd enciclopediile. În 1999, creațiile domnului Valeriu Herța au fost prezentate în Enciclopedia Bibliografică a Creatorilor Contemporani de Ex Libris, ediția a 24, unde credeți, în Portugalia. În 2012, Enciclopedia Artiștilor Români, volumul al 7-lea, este prezentat în 2013 în Germania, în Dicționarul Internațional al Creatorilor de Artă. Eu mă tem să-i greșesc în numele, de ce eu voi spune? Allgemeines Kunstlerlexikon, așa e zice. Da. Așa, mulțumesc! Și în același an este în catalogul Bienalii Internaționale de Gravură. Bineînțeles că lucrările sale pot fi văzute și pe internet, dar profitând totuși de posibilitatea aceasta de a discuta pe viu cu o persoană, vă invit să ascultați întrebările pe care le ofer și poate unele din ele vor coincide. Eu, pentru că suntem în spațiul bibliotecii, vreau să vă întreb, cum a fost traseul dumneavoastră inițial spre bibliotecă și m-a mirat foarte mult când am văzut o lucrare din perioada incipientă care este În dialog cu Malevici. Cum e să fii în dialog cu Malevici? Pare foarte interesant. Deci Malevici a influențat pe foarte mulți artiști. Și eu cred că nu numai pe artiști, dar foarte multă lume, fiindcă celebrul patratul al Malevici, patratul negru, patratul roșu, care pune niște semne mari de întrebare, dar totodată este ca o punte legătură dintre arta ce s-a făcut până la Malevici, până la acest patrat și după. Deci o influență mare, dar eu am încercat în lucrările astea să arăt că îmi place foarte mult acest artist și te provoacă la meditație, fiindcă artistul plastic contemporan, în afară de momentul plastic, ceea ce poate el să picteze, să facă o gravură, trebuie să analizeze texte, să gândească, să fie un gânditor, așa cum spunea și Mihai Grecu. Dar vreau să zic momentul cu care ai început, că a participat în țara aceea, a participat acolo. Asta s-a datorat faptului că în perioada de până la 1989 era posibil de participat cu lucrări de grafică dimensiuni mici, ceea ce se numește, adică din face parte din Ex Libris. Exact, Ex Libris face parte din grafica mică de carte, iarăși legat cu biblioteca. Și datorită acestor mici gravuri, pe care noi le puneam într-un plic,
cartonat și trimiteam la expoziția care trebuia să fie, de exemplu, în acele State Unite sau, eu știu, Canada sau în Belgia sau în Danemarca. Momentul ăsta era prielnic și era foarte bun, fiindcă tu, fiind tânăr artist, acumulai o serie de expoziții internaționale. Cu ajutorul lor și erau participanți din foarte multe, foarte multe țări. Deci ăsta a fost momentul care mi-a dat posibilitate la timpul acela de a face, deci, participările astea. Dar cu biblioteca a fost un lucru foarte interesant. A fost o colaborare. E foarte interesant că la fiecare număr de revistă dumneavoastră găsiți diferite perspective și diferite culori. Mi-ați spus despre momentul acesta pe care i-a structurat, i-a modificat, hai să zicem, exact, gândirea, de la momentul iconografic al eu-lui propriu, al lui Marevici, pentru că, sincer vorbind, și eu am fost tentată să-i cunosc meditațiile atunci când am scris cartea Proiecția limitului în creația lui Victor Teleu, Căleu Butnaru și Arcade Suceveanu. Și conexiunea pe care am făcut-o a fost firul textului lui Victor Teleucă, care se gândește despre acest pătrat negru și îl vede altfel. Iată că dumneavoastră dreptunghiurile, îndrăznesc să zic dreptunghiurile, care sunt toți colaboratorii Bibliotecii Municipale Bogdan Petrececu HD-ul și sunt și nu numai scriitorii care au participat aici, cărțile care au fost lansate, le-ați văzut de fiecare diferit. Ați fost tentată să schimbați anumite nuanțe, culori, independență de timp, independență de cui este dedicat acest număr bibliografic? Da, dar în primul rând aș fi vrut să menționez momentul de colaborare cu Biblioteca Municipală. Aceasta a fost într-o vizită a doamnei Lidia Kulikovski la Hâncești. Și în timpul acelei vizite s-a inițiat o discuție. Printre altele, ea mi-a spus sau mi-a propus ca să trec pe la bibliotecă. Ne-am întâlnit și i-am spus niște idei. Doamna Kulikovski imediat a acceptat, deci provocările, dar erau într-adevăr niște provocări, fiindcă noi atunci am discutat atât despre concursul de caligrafie crinii latin, despre Ex Libris, deci iată, datorită ei a apărut și acest mic dicționar a creatorilor basarabieni de Ex Libris. Și, deci, ulterior, după aceasta, dumneavoastră mi-a propus ca să lucrez asupra colegiul de redacție, cum era atunci, a revistei Bibliopolis. Sigur că la început era alt stil. Și pe parcurs am schimbat. Am schimbat stilul, am schimbat însăși modul de tratare. Și doamna Kulikovski vroia ca să fie fiecare număr cât mai individual, să fie mai interesant. Și în felul ăsta, prin diferite procedee, făceam câte două, trei variante, vedeam, discutam care e mai bună, care e mai interesantă, care, deci, după gama de culoare este mai bună. Și în procesul ăsta, deci, așa a apărut numerele astea pe care le vedeți în față, dar nu numai astea, dar sunt cu mult mai multe. Și a fost un proces creativ destul de interesant. Și acum e interesant, fiindcă este momentul de a mai schimba stilistic, de a face revista să fie mai interesantă, mai atrăgătoare. Și asta și e. Pic în mână această frumoasă carte Ex Libris, pentru că ați făcut o conexiune cu aceste două evenimente și este important să valorificăm că, de fapt, crinii latini, 31 august, doar anul 2020 este un an al pandemiei, unde totul se face în mare parte online prin intermediul rețelelor de socializare. Totuși, anume în aceste spații unde ne aflăm, bibliotecarii au avut plăcerea de a avea lecții cu dumneavoastră și au fost anume lecțiile de caligrafie pentru a persevera într-o conexiune dintre text, emoție, literă. Foarte important acest aspect. Cum s-a desfășurat cele 5 ediții despre crinii latini? Poate este o idee care s-ar mai reveni, de ce nu? Eu cred că da, fiindcă crinii latini a apărut atunci când eram în Siberia.
Deci a fost o perioadă când eram cu colegul meu la lucru și iată acolo în seriile care, în care stăteam, analizam, ne mai odihneam, a apărut ideea de a face concursul ăsta de caligrafie, denumirea crinii latini, deci vine de la Grigore Vieru, care s-a referit la alfabetul nostru, la... Și atunci când m-am întors în 2004 în Chișinău, deci am pregătit prima ediție acestui concurs. Prima ediție a fost organizată la Biblioteca Națională împreună cu doamna Svetlana Miron, care mi-a ajutat foarte mult. Și iată, deci primele două ediții au fost la Biblioteca Națională, ulterior trei ediții de concursul Crinii Latine au fost aici, chiar în sala care se află alături de noi. Și au fost destul de interesante, fiindcă au fost studenți de la majoritatea universităților de la noi din Republica Moldova, de la Colegiul de Arte Plastice Plamadeală, de la școala, adică liceul Igor Vieru. Deci a fost, dar cu suportul bibliotecii municipale. Și a fost momentul ăsta mai greu, adică este de organizat partea financiară, dar am fondat o asociație de caligrafie, cred că așa se zice, Asociația de Caligrafie Dacia, care eu sper că o să adun niște mijloace ca să putem să continuăm aceste ediții. Sunt foarte interesante pentru ei. Prealabil însăși concursului, facem niște workshop-uri pentru copii, fiindcă unii au învățat și au plecat și alții din studenți, elevi care vin noi, ca să înțeleagă însăși procesul de caligrafie așa mai bine, în sensul ăsta. Foarte interesant, ați zis că, ați menționat că doamna Lidia Kulikovski v-ați întâlnit pentru prima dată la Hâncești și eu am rămas uimită tot mergând pe urmele biografiei dumneavoastră despre preferința dumneavoastră pentru Bucovina. Ați avut mai multe lucrări dedicate acelor spații. Cum aș fi îndrăznit să zic, de la miezul de prin împrejurimile Chișinăului, miezul Republicii Moldova, ați avut această predilecție pentru peizajele din Bucovina? Înainte de a spune de caligrafie, prin ce se deosebește concursul nostru de caligrafie față de alte concursuri? Noi am decis cu doamna Lidia să facem felul următor. Deci facem concursul nu cu lucrări aduse prealabil, făcute acasă, fiindcă am observat unele șmecherii, dacă să zicem noi, că copiii sunt așa cum sunt copiii și încearcă multe momente. Am decis că să facem concursul ăsta pe viu. Ei vin într-un spațiu, li s-a dat două ore și câteva foi și ei fac câteva variante. După care sunt invitați să iasă pe 20 de minute la un ceai, unde serveau un ceai cu o tartenuță, cu ceva acolo. Și noi în timpul ăsta, deci Consiliul de Juriului, făceam imediat analizam lucrările și puneam premiile primul, al doilea, al treilea. Și peste, în acest timp scurt, erau invitați copii și imediat li se emana din partea bibliotecii aceste premii. Deci unii erau adică și bănești și cu deci, cărți, eu țin minte că a fost o ediție chiar și niște rucsacuri, ceva, niște elemente de biblioteci, dar momentul ăsta, fiindcă copilul nu trebuia să aștepte. Deci sunt concursuri care se fac și rezultatul o să fie peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni. Copilul da așteaptă, dar nu știe cum o să fie, ce o să fie. Dar aici, instantaneu, din start, adică exact pe loc, și acesta era unul din cele mai frumoase momente și pentru dânsi erau în asta un plus foarte mare. Referitor la Bucovina. În țară, deci în România, se fac foarte multe tabere pentru artiștii plastici. Și fiind în aceste tabere, am fost și în zona Ploiești, la Breaza, chiar și lângă Iași,
Și vrei, nu vrei, te influențează peizajul ăsta al munților, traseile astea interesante și se văd gărduțele cu, deci munții, gărduțele de uscat, fânul, care au o grafică deosebită. Și iată, fiind influențat de asta, și-a apărut lucrarea care așa și este, deci este o pictură foarte, foarte interesantă, Bucovina, care a fost apreciat chiar și de Ilie Boca, deci marele Ilie Boca de la, deci din Bacău, așa aș spune că patriarhul saloanelor noastre, saloanele, deci saloanele Moldovei care se fac în fiecare an la Chișinău și la Bacău. Și adică nu treci prin munți și să nu fii influențat este imposibil. Dar Bucovina m-a atras în mod deosebit, fiindcă însăși familia Herță, orășelul Herță din zona Cernăuților și asta, deci este o tangență și era firesc să se întâmple. Da, e foarte influența dumneavoastră de grafică. Am simțit și spiritul pedagogului Valeriu Herța. Și fiind în față Bogdan Pecicu, H2, Calea ta spre cunoaștere, mă gândeam că într-adevăr ar fi interesant chiar și logo-ul acesta să fie într-un concurs de caligrafie, așa cum ziceați dumneavoastră, și vorbesc și cu admirație despre obiectivitatea pe care se face sincronizat imediat după ce are loc procesul acesta artistic de pictură. Și tot dacă ne referim la activități culturale, zic eu că acum este momentul să ne aducem aminte despre acțiunea artistică la Casa de Bătrâni din Strășeni, care a fost finalizată cu o mini-expoziție de desen, unde la fel era și un workshop în 2012. Îmi pare că ar fi un moment foarte important și de a face Moldova turistică prin acest workshop și a picturilor care ține de tradiție sau de caligrafie, sau pentru că de fiecare dată omul vrea să fie implicat și el, nu numai să fie doar un vizitator. Am perceput acest aspect călătorind și în mai multe muzee, în special din Estonia. Am văzut acest aspect de a implica cel care vine să viziteze, să se simte și el un pic măcar creator. La fel ați inițiat colecția Cabinetul de Stampe a Bibliotecii Academiei de Științe din Republica Moldova, donând peste 22 de gravuri din colecția dumneavoastră. Și aici, pentru că am valorificat acest aspect didactic, este foarte important, îmi pare, elementul didactic. De ce? Pentru că este un aspect de revigorare și teoretică și a trecerii prin diferite curente și printr-o ținută de fiecare dată competentă a tot ce se face la prezent. Iar cursurile dumneavoastră, în plin sens al cuvântului, de la Facultatea de Arte Plastice și Arte Plastice și Design, chiar m-au mirat atunci când le-am citit. Aici chiar v-aș ruga, uitați-vă ce e interesant. Proiectare artistică, modelare 3D, grafică asistată la computer, caligrafie, tehnici digitale moderne. Este de la masterat. Cum îmbinați aceste aspecte? Caligrafia, care necesită ținerea creionului, pixului în mână, și acelui deja care ține șuricelul, este deja instrumentul. Da, exact. Cum este trecerea aceasta de la implicarea directă la una implicată tehnologic? Victoria, mersi. Deci o întrebare este foarte complexă. Deci este o întrebare așa, cu întrepte, fiindcă de ce ține de Casa de Bătrâni din Strășeni, o să încep cu aceasta, pe urmă trec la Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Ion Creangă. La Casa de Bătrâni din Strășeni a fost prima dată invitat de doamna Claudia, din păcate noi spuneam Claudia Pavlovna, eu nu cunosc numele ei exact, și ea mi-a propus, zice că poate fii la noi la Casa de Bătrâni și să facem așa o lecție cu ei, o prezentare în aer liber, fiindcă a fost o prezentare în aer liber. Și eu știu că eu țin minte, s-a adunat, mai era cineva, de pe un reprezentant de un Olanda care a venit la ei, deci un
adică ca să ajute acest bătrân. Și pentru ei a fost interesant, fiindcă ei zic că iată, noi, iată, în clasa întâi ceva, dar noi nu scriam cu penițe de asta micuță, dar le-am adus niște instrumente așa mai late, confecționate manual chiar acolo pe loc. Și le arătam procedeile, cum se scrie litera A, cum se scrie litera B, cum se formează cuvântul lor, chiar cuvântul lor, după asta ei au încercat și le-am scris și eu numele lor. Și ei întrebau, dar când o să mai vii, cum o să fii, din păcate tot a fost, adică pe bază obștești, nu totdeauna ai timp, dar a fost o continuare la invitația aceeași doamnei Claudia, împreună cu un student de la noi, de la facultate, domnului acum, Vasilie, el acum a plecat în Statele Unite. Și a fost o prezentare în PIVIU, deci a fost un desen PIVIU. Ei au pozat, noi am făcut desene și exprompt am făcut în aer liber o expoziție acestor desene, acestor portrete acestor bătrâni. Deci am între doi copaci am tras o sfoară și cu clame am prins desenele astea lor. Iarăși a fost pentru dânsă ceva nou, ceva curios, ei trebuia să stie. A fost o ședință în aer liber de desen, dar pentru ei a fost ceva nou. Da, ați adus muzeul în, în grădină. Exact, și în același timp au apărut desenele astea, după care noi am făcut și o prezentare, și noi am făcut, îmi pare că și eu, am făcut o prezentare în internet și a fost un lucru foarte frumos, dar eu am văzut reacția acestor bătrâni, că era una de foarte mare interes. Erau foarte curioși, pentru ei a fost ceva foarte plăcut. Și asta. Mă întorc acum la cealaltă parte a întrebării, referitor la facultate, și ați expus acolo câteva obiecte. Ceea ce ține de grafică, deci e mai mult, sunt lecțiile de caligrafie, unde le arăt studenților anume partea aceasta de scriere liberă, deci în caligrafie sunt două drumuri mari, nu? Dacă este caligrafie cu peniță lată și este caligrafie cu peniță îngustă. Deci acestea sunt două magistrale care sunt separate și au artiștii lor și au concepția lor. Deci eu fac cu ei caligrafie cu peniță lată. Ceea ce a fost descoperită de Edward Johnston, fiindcă în timp a fost pierdută caligrafia. Eu îmi cer iertare că vă întrerup, dar ascultând cum dumneavoastră vorbiți de scrierea caligrafică, mi-am adus aminte că și Mihai Eminescu a fost copist, deci trebuia să posede această artă a caligrafiei, dar și Dostoievski, la fel, în unele împrejurări, în unele situații, a copiat și el texte. Deci a lucrat și ca un specialist al caligrafiei. Iată, e foarte interesant ce ne vorbiți și mă gândesc că este o informație utilă. Arta aceasta de a scrie probabil organizează altfel gândurile. Exact. Probabil organizează și altfel personalitatea. E foarte interesant. Nu m-am gândit că sunt diferite stiluri, atât cum cei ce spuneți de peniță subțire, scrisul... Da, foarte interesant. Iată ceea ce ați spus. Deci, marele caligraf Albertas Gurskas din Lituania, el folosește caligrafie chiar ca mijloc de tratament. Tot pentru oamenii care și-au pierdut dizabilitățile și prin exercițiile astea, deci cu scriere caligrafică, ei își revin și este și... Adică ăsta este un alt aspect. Dar ceea ce ține de... Dacă noi facem așa un pas sau un excurs în istorie, deci caligrafia era pe lângă mănăstire, adică era, se menținea. Dar în timp a fost pierdut. Măi, cum scriau ei? Și iată, la sfârșitul secolului XIX, Edward Johnston, care este considerat într-un fel părintele caligrafiei moderne, analizând niște texte, a redescoperit într-un fel, fiindcă în timp s-a pierdut secretele, cum se construiau literele date. Și el, în baza analizelor unor texte, în literatură este dat, în baza analizelor unor texte din secolul X, Edward Johnston, deci a reușit să facă acea, adică să descopere momentele astea. Dar ceea ce e mai interesant, că am văzut cum este dat fragmentul acestui text,
când îl citești, este un fragment de text din latină, fiindcă sunt cuvinte care era vorba de sole, soare, omnia, ceva acolo, terra, deci erau cuvinte latine. În momentul ăsta nu era menționat în sursa ăsta inițială. El a zis că un fragment l-a analizat și a făcut asta. A elaborat și mai ulterior el scrie Biblia despre caligrafie și de acolo pornește de redescoperire. În fostele țări, adică cum era pe timpul celor republici, foarte mult a fost dezvoltat în Estonia, adică în toate țările baltice, dar în mod deosebit în Estonia și datorită renumitului Vilu Toots, care a făcut o carte în limba estonă și una în limba rusă, deci era în rusă săvremenă șrift și în limba estonă ceva acolo, dar iarăși cu caracterele. În perioada când el a publicat aceste cărți, el primea din toate republicile saci cu scrisori. Venea poștașul și i-a ducea vreo câteva saci de ăștia cu scrisori ca să inițieze o școală de caligrafie sau ceva, fiindcă nu exista în timpul celor. Deci, foarte interesantă. O chestie care ne-a marcat. Eu în perioada ce eram student și iată a apărut această informație, eram entuziast și noi avem cursurile de caligrafie în timpul celor, nu era nimic. Și noi așa, exersând azi un pic, mâine un pic, sau mai pe urmă cu o pauză, și tot așa s-a produs datorită și lui Grigore Bosenko și am spus Vilu Toots, Albert Pasgurskas, deci din Lituania. Această apropiere și tot mai mult și mai mult, fiind în Vilnius, este o cultură a oamenilor. Chiar mergeam prin oraș și vedeam afișe. Era pentru film. Deci scris așa, manual, foarte frumos. Și te uitai ca la o operă de artă. Deci aceste mici afișe era foarte, foarte bine. Și aceasta m-a influențat foarte mult. Și totuși ați trecut și la aceste lecții care ține de cunoașterea IT-ului, pentru că e un moment, zic eu, interesant. Cine ne ascultă ar putea să zic așa o preferință de secolul XIX, îndrăznesc să zic, sau cum ați spus, descoperirea a fost realizată în baza textilor din Evul Mediu. Totuși, de la caligrafie ați mers și spre aceste desene deci cu ajutorul metodelor de calculator, cu programelor. Da. Eu mi-am dat seama, trebuie numai decât de studiat aceasta. Și am început așa pas cu pas, chiar nu prea erau calculatoare, nu era la... Și am la Hâncești, la o mică firmă din fostul comitet executiv regional. Deci am mers la ei și am rugat ca să-mi permită măcar un pic să stau la calculator și să fac primii pași. Iată, acolo a fost la domnul contractiu, Valeriu. Deci au fost acolo primii pași, mai departe am evoluat, dar cel mai mult am fost într-un fel impus de situație, fiind la lucru în Siberia cu colegul meu, Molovata Vecislav, și într-un fel ne-au impus ca să, dar și noi vroiam să însușim programele astea și am început cu AutoCAD-ul, ceva nu a mers, văzătorul cel local nu știa cum e posibil de scos de la o scară anumită desenul de execuție pentru asta. Am lăsat AutoCAD-ul și noi sinistitor am început să învățăm AutoCAD-ul. Și așa, azi un pic, mâine un pic și tot așa am redescoperit într-un fel. Când descopeream un moment ceva nou cu prietenul, zic, wow, am descoperit cum se face asta. El, da, dar eu am descoperit cum spune lumina și atât lumina de și umbră și asta. Deci erau niște momente de astea interesante și atât așa, din zi în zi, din pic cu pic am adunat informația asta. V-a spus că nu existau profesori, nu existau deci școli unde puteai să faci lucrul ăsta. Internetul era, la momentul acela, era foarte slab și deci era foarte greu de lucrat. Poate și calculatorul nu era atât de performant. Dar asta. Și revenind mai departe în 2004 aici, în Republica Moldova, am hotărât să pun capăt episodul ăsta cu Siberia.
Și, deci, mai departe fiind la facultate, câte un pic am început să predau programul ArchiCAD pentru cei de la design interior. Dar pe parcurs, deci, s-au mai adăugat și 3D Max, care este acum foarte căutat la orice instituție. Sunt, noastră încă nu le-ați menționat toate, că noi mai studiem și Moodbox-ul, este un program de modelare sculpturală care o folosim și tot este destul de interesant. Mai este Zabraș, dar lucrăm cu studenții de la grafică, deci cu este Moodbox. Mai este pentru ăștia de la design interior, deci noi studiem două programe, începem cu programul ArchiCAD și mai departe trecem la 3D Max. Deci asta este și tehnici digitale moderne pentru cei care vin la masterat, fiindcă vin persoane care abia fac primii pași, adică profesori care sunt angajați, sunt, eu știu, alte persoane care sunt în etate, vor să-și continue studiile și nu au aptitudinile astea de opera. Pentru asta, deci se predă CorelDRAW, un program așa destul de popular, dar este așa de complexitate medie, eu aș spune, care este accesibil pentru ei și lor este interesant. Chiar am primit din cei care au finalizat anul și zic că chiar mulțumesc, fiindcă, iată, în sfârșit zici că m-am pornit și am putut să fac sinistător niște lucrări. Deci asta mă bucură. E foarte... Pictorii sunt, sau oamenii, artiștii plastici, sunt văzuți ca oameni care trăiesc în lumea lor interioară. Și uneori, îndrăznesc să zic așa, tot cu lexicul calculator, nu prea accesează realitatea propriu-zisă. Iată că dumneavoastră ați accesat-o, ați fost un autodidact și după treptele dumneavoastră vin oameni care descoperă altfel această tehnologie și este un moment foarte, foarte important. Aici văd, ați venit așa cum este frumos să vii la bibliotecă cu o carte, Valeriu Herța, este o carte de grafică, unde se observă această influența lui Patratului Malevici, pentru că avem alb-negru, avem pătratul în sine, un moment care poate fi valorificat și ca aspectul terestru, pentru că pătratul de obicei este simbolul pământului, dar e foarte interesant că, de fapt, Malevici avea în vedere soarele, care umbrește rațiunea. Vorbiți-ne, vă rog, cum ați lucrat la această carte foarte interesantă, o carte care valorifică și tehnici interesante, dar unde Adam și Eva, prin geneza lor, parcă amintește și de simbolul... Vreau să spun despre această lucrare. Este o lucrare deci în două tehnici. Este grafică digitală și este caligrafie, deci A și E elementul ăsta. A fost îmbinată, dar însăși lucrarea a fost foarte mult apreciată în Lituania, în Vilnius. Deci foarte, foarte multă lume, fiindcă am avut-o personal, printre altele, despre expoziția din Vilnius. Aceasta a fost o expoziție la invitația ambasadei noastre de acolo și a fost înainte de summitul pentru parteneriatul de Est, atunci când, înainte de a primi noi dreptul ăsta de a vizita alte țări fără viză, fără alte documente însoțitoare. Și a fost o expoziție deci foarte interesantă. Am fost adică mândru că am reprezentat țara noastră în Vilnius. Și deci vreau să spun că deci din lucrările care au fost acolo a fost una din cele mai solicitate, adică într-un fel mai mulți vizitatori erau. Dar ceea ce se referă la catalogul care îl țineți dumneavoastră în mână, deci aici sunt numai lucrări de grafică. Eu sper că o să fie o prolungire, fiindcă o să apară și celelalte genuri care le practic, deci caligrafie și pictură. Și sunt atât lucrări în tehnicile clasice, iată, gravură aquaforte, deci tehnici gravuri clasice, linogravură aici, de acum
gravură. La gravură iarăși este gravură adâncă, gravură înaltă. Deci cele erau pe metal, ăsta de acum sunt în linoleum și modul de imprimare a gravurii este altul. Atunci când ați menționat acum despre gravură, mi-am adus aminte că ne-am intersectat și la întâlnirile cu pictorul Vrabie, unde ați și vorbit și țin minte, pare mi se că ați și filmat evenimentul care acum deja rămâne în arhivă. Și tot dacă să mergem pe unda artei dumneavoastră, ați făcut și un ex libris al lucrărilor lui Grigore Șerban, exact. Scriitorul pe care l-ați sărbătorit în felul acesta la una din lansări. Cu Grigore a fost un foarte interesant moment, fiindcă noi am fost colegi împreună la școala profesională, deci din Hâncești. Și această lucrare, deci ex libris, a fost făcută acolo și deci reprezintă calul, deci simbolul poeților, calul Pegas, și acolo foarte interesant Șerban cu ăsta. Deci lui Grigore știu că i-a plăcut mult deci lucrarea, tot timpul cu orice ocazie, deci el a expus-o, adică da. Chiar și pare că și într-o culegere este pe... Deci undeva reprodusă, da, este. Da, așa este. Și acum... Și atât aici mai este un Pegas, dar Pegasul ăsta de acum este dedicat lui Alexei Rău, deci regretat că directora Bibliotecii Naționale. Deci un om de aleas cultură. Grigore, lui Grigore Șerban, da. Iată ce de frumos l-am menționat. Gravură și... în masă plastică. Da, așa este. Și sunt momente foarte interesante. Iată aici este o lucrare foarte interesantă, într-o tehnică neobișnuită, mezzotinto. Deci procedeul constă în aceea că suprafața metalului, după ce s-a șlefuit ca o oglindă, se face o tentă deasupra cu un instrument special, se face ca glăspapirul, adică deschise, care noi le vedem, ele trebuie să fie netezite sau roase. Și în felul ăsta, deci, apare imaginea, după care se reproduce prin cerneală tipografică, se trece pe hârtie. Dar ăsta a fost un concurs închis în Canada. Deci, concursul a fost în două etape. La prima etapă s-au prezentat desenele viitoarei compoziții și la a doua etapă s-a realizat lucrarea. Deci, eu am prezentat două variante de desen. Și am fost ales din 5 graficieni pentru a face lucrarea pentru anul 2000 și o graficiană din Letonia a fost selectată pentru anul 1999. Deci, erați respectiv, așa la intersecție, da, de milenii. Exact. Și țin minte și premiul, că deci, erau pe rău, măi, dar cum să transferi banii, dar cum să asta, dar cum... Dar a fost interesant. Pentru ei, iarăși, depinde nivelul de cultură. Cei care au grădini particulare, deci în Ontario, au o zi în an când ei deschid porțile acestor grădini pentru toți vizitatorii. Acum ăștia de la comitetul de organizare, ca să le ofere un mic cadou, hotărât să le facă, deci aceste, eu țin minte, am făcut 30 de imprimări. Deci cadou acestor oameni, deci această gravură la fiecare. Probabil că erau 30 de participanți, eu presupun. Probabil sponsori sau cei din organizatori. Eu cred că anume cei care erau proprietarii acestor grădini particulare au primit câte un exemplar acestei gravuri. Cadou din partea unui autor. A fost chiar un dialog foarte interesant și zic că pentru că avem aici în față cartea pe care ați oferit-o Bogdan Pețe cu HD-ul. Chiar aici. Uh-huh. Zic așa să fie o lecție de grafică.
Mulțumim mult! Iată așa. Așteptăm la Biblioteca Centrală, Biblioteca Municipală Bogdan Petricicu HD-ul. Astăzi ați descoperit lucruri foarte interesante. Deși suntem în miezul orașului Chișinău, am vorbit și despre colecțiile din Argentina, despre lecțiile din Republicile Baltice, despre o călătorie din Siberia care poate modifica și atitudinea de caligrafie, am vorbit despre scriitori, am vorbit despre crinii latini care au fost o școală interesantă la 31 august în alți ani și pe care sperăm să-i mai avem. Împreună cu dumneavoastră a fost Victoria Fonar și invitatul meu special, domnul Valeriu Herța. Victoria, îți mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și eu Bibliotecii Municipale și doamnei Mariana Hărjevski, care este actualul director al acestei instituții. Și vreau să zic că este preconizată o expoziție personală, deci la început de noiembrie, la sala Constantin Brâncuș din municipiul Chișinău. Da, invit toți doritorii de a vedea o parte din lucrările mele, fiindcă o să fie expuse deci, lucrări din diferite perioade la sala Brâncuș și o să am plăcerea de a vedea cunoscuți, prieteni, toți cei care sunt interesați de arta plastică. Mersi!